Radu Buzănu și Răzvan Zamfir, Radu și Răzvan, ați fost amendați de CNA, de Consiliul Național Audiovizual, mă rog, postul pe unul, pe voi personal, dar pentru emisiunea voastră, Bună România, mai precis pentru 24 de ediții difuzate pe parcursul a 3 luni, despre ministrul de interne Lucian Bode pe trei teme: eșecul Schengen, achiziția de autoturisme BMW și pentru poliția română și acuzațiile de plagiat la adresa domnului Bode. Cu ce ați supărat? Ce n-a fost în regulă? Ce vă reproșează CNA? Da, un prim răspuns, Răzvan. În primul rând, ni s-a reproșat ceva în cadrul ședinței. Noi a trebuit să răspundem la niște probleme în cadrul ședinței. Ulterior, după ce am plecat, în timpul deliberării, acolo au apărut alte articole pe care le luau în discuție. În cadrul ședinței, noi a trebuit să răspundem în legătură cu frecvența discuției subiectului Bode la noi în emisiune. 70% din discuție pe asta s-a axat, pe ideea că am folosit prea des subiectul Bode în cadrul emisiunii. După ce am plecat, sigur că au mai apărut subiectele pe care am fost amendați, și anume faptul că nu l-am contactat pe domnul Bode și, doi la mână, faptul că nu am făcut despărțirea între opinie și prezentarea faptelor. Nu l-ați contactat pe domnul Bode? Ați fost întrebați despre asta sau faptul că au apărut ulterior înseamnă că nici măcar nu ați fost întrebați în timpul? Am fost marginal despre asta, da. Nu, am fost întrebat dacă l-am contactat pe domnul Bode. Am avut și ocazia să explicăm cum anume a funcționat dialogul nostru cu domnul ministru de-a lungul timpului, în condițiile în care el a avut un dialog telefonic cu producătorul emisiunii noastre. Ne-a transmis că prin telefon în emisiune preferă să nu participe, dar că ar avea disponibilitatea pentru o emisiune cu prezență fizică în platou. Ulterior nu a răspuns mesajelor care au fost transmise pe parcursul mai multor luni. Important de precizat, ce ne-au analizat doar 3 luni, 24 de ediții în 3 luni. Dar noi vorbim despre domnul ministru Bode de câțiva ani. Dânsul a fost de-a lungul timpului ministru al transporturilor, a fost interimar la justiție chiar. A fost singurul nejurist ministru al justiției, acum este la Ministerul de Interne. A intrat în atenția opiniei publice într-o manieră neplăcută domniei sale încă din momentul accidentului, da, făcută mașina pe a cărei banchetă în spate dormea. Atunci l-am contactat și ulterior. Și pentru că nu s-a putut pune problema să nu oferim ministrului dreptul la cuvânt sau dreptul la replică. N-a solicitat niciodată un drept la replică și asta e important. Dar nouă ni s-a reproșat că nu am menționat în fiecare ediție că nu a fost contactat, că a refuzat să răspundă sau nu a acceptat invitația. Deci ni s-a reproșat că potrivit legii avem această obligație de a menționa în fiecare ediție că a fost contactat, dacă a fost contactat și că a refuzat. Ori noi am spus, vorbind în cascadă despre un ministru care face parte simultan din trei subiecte controversate: achizițiile de BMW-uri pentru Ministerul de Interne, dosarul plagiatului și eșecul Schengen. Se subînțelege că în perioada asta încercăm să l-am fi contactat, nu ar fi venit. Adică noi iarăși am fost criticați pentru că într-un singur calup, zic distinși membrii CNA, eu am senzația că în vreo două dintre cele selectate, am spus: domnule Bode, de ce nu vreți să vorbiți cu noi? Dați-ne măcar o întrebare la replică scris, dacă nu vreți un dialog. Deci noi am făcut precizarea asta. Reproșul a fost că tehnic nu am menționat în fiecare ediție și cu fiecare ocazie cu care am pronunțat numele Bode și refuzul sau niciun răspuns pe care l-am primit. Asta a fost chestiunea contactării domnului Bode. Dar observația interesantă au făcut cei de la ActiveWatch, care au spus: nici în spațiu public nu apar reacția ale ministrului pe principalele subiecte. Pentru că dânsul nu a emis comunicate de presă,
a făcut câteva declarații, a avut o intervenție televizată când s-a referit la doctoratul său într-o manieră în care a și amenințat cu câteva procese pentru cei care consideră lucrarea secretizată și cam atât. În rest, câteva postări de Facebook. O notă importantă, fiecare declarație a ministrului, fiecare intervenție a ministrului, fiecare postare a ministrului, fiecare comunicat de presă al PNL-ului pe subiecte care vizează activitatea ministrului s-au regăsit în emisiunea noastră. Ioan, aș vrea o scurtă precizare înainte să trecem la bază. Eu am explicat că mi se pare totuși important să subliniem faptul că 70% din discuția purtată în ședința CNA cu noi de față a avut acest temei. De ce vorbiți atât de mult despre domnul Bode? Asta era următoarea întrebare pe care voiam să vă spun. Ce înseamnă atât de mult? Este o unitate de măsură absolut imprecisă, ca să mă exprim elegant. E ca povestea aia cu prețuri exagerat de mari. Ce înseamnă preț exagerat de mare într-o economie de piață? Ce înseamnă prea mult? Avem un număr în care putem să spunem, adică ai voie 3 emisiuni. Bun, 3 emisiuni. Decent e 3 emisiuni. Există un mercurial al expunerii media? Ce vi s-a explicat? E ca atunci când mergi cu mașina și ești tras pe dreapta ca să rămânem în cadrul Ministerului de Interne și ți se spune că ai mers prea repede, fără să existe o viteză maximă legală. În cazul ăsta, despre asta a fost vorba. Pare o chestiune subiectivă, doamne, prea mult. Și noi ar trebui să explicăm că de asta sunt eu un pic încurcat. Mi s-a părut că asta a fost subiectul central. Noi n-am fost amendați pe subiectul central discutat acolo. Există acolo un articol, bănuiesc, în legislația CNA-ului, cred că, dacă mi-l aduc aminte, că n-ai voie să faci abuz de prezența ta la televizor continuă. Cred că asta a fost cumva invocat în contextul acesta, dacă ar fi să mergem așa într-o rigoare. Cred că există un articol care prevede chestiunea aceasta, dar e o chestiune absolut subiectivă. Ce înseamnă că faci un abuz de... E o chestiune greu de justificat, de explicat. Poate exista în momentul în care avem o persoană care nu face nimic. Nu are nicio problemă, nu are un subiect de presă. Și cineva să îl ia la țintă și emisiune de emisiune vorbește despre el pur și simplu. Ei, ăla poate să fie un abuz. Dar domnul Bode a avut toate cele trei subiecte în care el a fost personaj central, erau mari subiecte de presă, erau subiectele de presă ale momentului. Ce înseamnă abuz? Răzvan, ai o explicație ce înseamnă abuz? Adică v-au explicat că despre asta vorbesc. Nu? În abordarea unor membrii CNA a existat și întrebarea despre ceilalți oameni politici importanți. Cam cât ați vorbit în perioada respectivă? Dar ați mai avut și alte subiecte? Noi am încercat să explicăm, emisiunea durează 2 ore, între 18 și 20, de luni până vineri. Da? Nu e un promo, tehnic transmitem această informație. Ori noi am văzut în ședința CNA pasaje de câteva minute din 24 de emisiuni. Luând 24 de emisiuni desfășurate pe parcursul a 3 luni și urmărind în aceeași ședință câte 2, câte 3, câte 4 minute, ai senzația că doar despre asta se vorbește. Ori le-am spus, avem ediții în care abordăm 20 de subiecte. Sigur, unele marginale, tratate în doar câteva minute. Un primar de comună care investește masiv într-o toaletă de lux. Dezvoltăm subiectul, dar nu atât de mult pe cât dezvoltăm subiectul ratării obiectivului de țară al aderării la spațiul Schengen. În regulă, părea că sunt de acord cu punctul nostru de vedere, pe care le întreabă. Păi și pe chestiunea Schengen, ați mai găsit și alți vinovați sau doar pe domnul Bode? Zic, în primul rând, știm de la președintele Klaus Iohannis că nu trebuie să căutăm vinovați. În al doilea rând, am vorbit și despre responsabilitatea președintelui României, am discutat și despre ministrul de externe și rolul ministerului de externe în ecuația nerezolvată a aderării la spațiul Schengen. Am invocat chiar și scrisoarea trimisă de ambasadorul României în Austria, președintelui Austriei, trimisă post-factum, era o scrisoare așa de jale. Zic, toate aceste elemente au fost aduse în discuție. Nu am găsit un țap ispășitor. Am accentuat rolul negociatorului. Că e o negociere ratată și primul om către care te întrebi cu privire
negocierea. Negociere nu funcționează, mediatorul. Părea iarăși ceva în regulă. S-a discutat apoi achiziția BMW-urilor și se încerca o analiză cantitativă a discuției despre Bode și Drulă. În aceeași manieră a fost invocată și persoana fostului ministru al transporturilor, a cărui semnătură se găsește pe documente. Ce fel de documente a semnat fostul ministru al transporturilor? Ce fel de documente a semnat actualul ministru de interne? Fiind vorba de achiziția unui lot impresionant de autovehicule pentru Ministerul de Interne, mi-e greu să cred că detaliile tehnice au fost stabilite de Ministerul Transporturilor. Nu spune Ministerul Transporturilor, Ministerului de Interne, ce fel de mașini să-și cumpere. Da, dar anexa de cine a fost semnată oare? Deci părea acolo că suntem mai degrabă la Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor decât la Consiliul Național al Audiovizualului, dar nu s-a insistat foarte mult pe această discuție. Ne-am avut tot disponibilitatea să demonstrăm că domnul Bode nu este principalul subiect al acestei emisiuni, a fost principalul subiect al agendei publice în aceste 3 luni. Sau ar fi trebuit să fie principalul subiect de pe agenda publică în aceste 3 luni, având în vedere cele 3 mari dosare de presă al căror protagonist e. De fapt, oare, mă întreb, problema emisiunii voastre nu a fost cumva prin antiteză cu tăcerea quasi generală pe aceste subiecte, except în Schengen, dar acolo cancelarul Neamăr era personajul numărul 1, să aruncăm cu pietre, deci nu domnul Bond, în niciun caz. Problema este așadar doar la CNA sau avem o problemă în mediul jurnalistic în general? Eu zic că e o problemă în mediul jurnalistic general care zbiară pur și simplu. Adică așa cum pare că noi vorbim prea mult, în partea altă mi se pare sigur că CNA e la fel de ridicol să ar fi la fel de ridicol demersul de a merge către ceilalți și a emenda că nu vorbesc acest subiect care este strident. Într-o manieră inexplicabilă reușesc să evite acest subiect discutând despre problemele meteorologice, vremea care este atipică pentru perioada asta, discutând exclusiv în legătură cu războiul, de parcă se desfășoară chiar la noi în țară războiul, sigur, e o problemă, dar pare că se discută exclusiv doar problema respectivă. Deci ar fi fost la fel de legitim CNA-ul în a merge către celelalte televiziuni să le amendeze că nu vorbesc despre acest subiect, cum a avut legitimitate să meargă către noi, reproșindu-ne că vorbim prea mult despre acest subiect. Adică mi se pare același lucru, nu poți să faci o agenda unui televiziune, sigur că noi putem să facem o analiză. Noi ni se pare nouă că nu se prea vorbește în mod suspect despre subiectul acesta Bode, așa cum în mod suspect ni se pare că este pus din minister în minister fără o explicație plauzibilă, domnul Bode. Dar astea sunt niște opinii ale noastre. Nu poți să vii să pui o ligă, s-a vorbit prea mult sau s-a vorbit prea puțin. Așa cum în partea cealaltă se vorbește prea puțin, poate părea prin comparație, exact cum spuneai tu, Ioana, că se vorbește prea mult la noi. Dar mie mi se pare că nu e o vina noastră, e o vina lui că pricinuiește toate aceste momente despre care noi suntem obligați să vorbim ca jurnaliști. Nu, mie, ce mă gândeam eu, ce voiam să văd cum vedeți, să aflu cum vedeți voi, mie mi se pare că dacă lărgim puțin cadrul, emisiunile care chiar se duc pe subiectele zilei, pe agenda mare, pe interesele mari ale cetățeanului, nu pe faptul că ce să vezi anins iarna, sar în evidență și sunt mult mai ușor de extras și spus, da, uite, numai voi, dar uite, 24 de emisiuni, dar de ce ați vorbit? Dacă toată presa ar fi concentrată pe subiectele cheie, subiectele importante, și vorbim aici de lucruri cu adevărat importante, nu vorbim despre păreri, vorbim despre fapte, plagiatul este un fapt. Comisia de Etică Babeș-Bolyai. Achiziția de BMW-uri e un fapt, cu acte. Schengenul, nici mai vorbim. Mergem la graniță și ne lămurim instant. Nici nu trebuie să facem experimente. Dacă despre toate lucrurile astea ar vorbi presa în general, n-ar mai sări în ochi și n-ar mai putea fi extrase și trase de moți anumite emisiuni, anumite posturi de televiziune care vorbesc. De asta întrebam dacă problema, noi nu avem o problemă la nivelul presei în general. Dincolo de problema pe care o avem la nivelul reglementatorului, mă rog, supervizatorului care este CNA-ul și care, sigur, este așa cum este. În cazul CNA-ului, nemulțumirea noastră comună a fost referitoare la atitudinea anumitor membri care păreau să interpreteze textul de lege nu pentru a asigura
un act jurnalistic onest, că prevederea aia, potrivit căreia ai obligația să-l contactezi pe cel despre care vorbești, e de natură să îl protejeze pe respectivul de un atac la care nu se poate apăra. Nu? Până nu de mult, abordarea era în felul următor. Dacă vorbesc despre cineva, am dreptul că atunci când îmi solicită, am obligația că atunci când îmi solicită un drept la replică, să-l prezint. Ulterior s-a schimbat paradigma. Și dacă invoci un personaj în emisiune, ai obligația să-l contactezi. De ce? Pentru că nu fiecare cetățean, chiar și public, face o monitorizare de presă în timp real, astfel încât să sune la televiziunea la care se vorbește despre el ca să intervine. Așa că tu îi semnalezi, vezi că vorbim despre tine în lipsă. Bun. Asta e pentru a-l proteja pe cetățeanul public. Dar, între timp, asta s-a transformat într-o strategie. Strategia politicienilor care și-au dat seama că dacă se vorbește despre într-o emisiune și ei refuză să intervină și se continuă discuția despre ei și mâine, și poi mâine, și răspoi mâine, ei pot reclama că nu li se cere de fiecare dată un punct de vedere sau că se vorbește despre ei în lipsă. Și asta e o strategie a politicianului de a închide un subiect. Vorbești astăzi despre mine, dar mâine nu vei mai vorbi, pentru că eu nu intervin și nu e etic să vorbești în lipsa mea. Ajungem la CNA și se folosește exact acest subterfugiu. Ați vorbit fără el în 24 de emisiuni. Dar dacă eu l-am sunat în 23 de emisiuni, dau un exemplu extrem, nu l-am contactat în 23 de emisiuni, dar l-am contactat în mai mult de jumătate dintre emisiunile în care am vorbit, în condiții în care, dacă astăzi luni vorbim despre domnul ministru, oricare ar fi acesta, marți reluăm subiectul, miercuri îl contactăm din noi, nu poate considera reglementatorul, controlorul spațiului public că există rea credință în cazul nostru, pentru că fix într-una dintre cele trei zile în care am discutat, nu l-am contactat. În acea a doua zi putea veni dreptul la replică după ziua de luni în care n-a răspuns, sau putea miercuri atunci când a fost contactat să ne facă precizările și pentru ziua anterioară. Nu pot, dacă dezbat un subiect, să-l dezbat fiecare zi cu respectivul. Pentru că subiectul Schengen, cred eu, nu știu dacă și toți membrii CNA mi împărtășesc opinia, nu e un subiect pe care să-l dezbați în 10-20 de minute dintr-o ediție și apoi subiectele zilei. Nu, Schengen e subiectul anului. E un obiectiv, e un prim obiectiv de țară ratat. Am aderat la în spațiu euroatlantic, da, NATO, Uniunea Europeană. Am reușit. Cu niște întârzieri, dar am reușit. Asta e pentru prima dată când cineva dă un vot negativ statului român din 90 încoace. Este prima primul Schengen am dat un vot negativ. Care nu trecem. Da, Schengenul. Schengenul. Da, n-am mai primit un vot negativ. S-a amânat, nu s-a pus pe ordinea de zi. Acum, pur și simplu, ni s-a spus în față nu. Să nu e un subiect pe care să-l tratezi într-o zi. Ori dacă prin absurd, ar fi acceptat într-o ediție să intervină, noi am fi putut fi amendați pentru că și a doua zi am vorbit despre responsabilitatea unui ministru, fără ca acest cu rea voință a textului de lege. Nu e o interpretare onestă, e o interpretare doar în literă, dar și nu în spirit, și o interpretare care nu se aplică mereu, pentru că urmăream discuțiile de după plecarea noastră din ședință și unii membri CNA invocau acest aspect. Uneori am avut înțelegere pentru emisiunile în care un subiect tratat așa în serie nu a beneficiat și de intervenția subiectului în fiecare emisiune. Acum de ce nu? Acum de ce punem problema de exemplu, așa? A fost invocat cazul Clotilde Armand, dacă mi-aduc bine aminte. Discutată la o televiziune, fără să fie contactată. Aș vrea să mai adaug, Ioana, la ce spunea Răzva mai devreme, un pasaj pe care l-am urmărit într-un interviu pe care l-ai făcut tu cu președintele Comisiei de Etică de la Babeș-Bolyai. Și a avut un moment spectaculos pe care aș vrea poate să-l difuzăm și în emisiune. Mi s-a părut spectaculos momentul pe care l-ai pricinuit în discuția cu dânsul, în care explica faptul că, domnule, de aici înainte, adică, până la urmă, care e învățătura care se trebuie? De aici înainte, în momentul când, referindu-se la comisia care a dat titlul de doctor domnului Bodeș, de aici înainte, zice, domnule, comisia care are de-a face cu un politician trebuie să fie mult mai atentă, pentru că oamenii sunt mult mai atenți în cazuri de-astea publice și atunci trebuie să existe, de aici înainte, trebuie să existe o atenție superioară acestei chestii. De aici a derivat cumva că problema nu este că a fost oferit titlul de doctor pentru o lucrare profund viciată,
ci faptul că s-a aflat că a fost oferit acest titlu de doctor, fiind vorba despre domnul Bode, o persoană extrem cutremurător de publică. Și atunci mi s-a părut spectaculoasă abordarea, adică una e că gândești lucrul ăsta, alta e că și spui. Și spui faptul că problema nu este că s-a dat un titlu de doctor pentru o lucrare profund viciată, ci problema este că s-a aflat în legătură cu chestiunea aceasta. Și vezi, aici intervenim noi cu aflatul. Noi cumva facem să se afle din ce în ce mai. Și poate că asta e o problemă. Dacă ar fi fost o emisiune marginală, s-ar fi discutat, poate că nici problema aceasta n-ar fi fost importantă. Problema nu este că există problema, ci că se discută despre problemă. Da, în cazul afirmației domnului Dacian Dragoș, pentru că despre el este vorba, președintele Comisiei de Etică de la OBB, aici mai e o chestiune. La politicieni trebuie să fii mai atent pentru că riscul să fie plagiat e mai mare. Pentru că prin forța pe care o au, își cumpără, hai să o zicem pe-a dreaptă, își cumpără lucrările, își folosesc influența pentru a nu fi verificați, cu mult mai ușor decât un oarecare care se duce și el cu lucrarea lui bună sau proastă și care este, nu există niciun fel de indulgență. Atenție! În cazul domnului Bode, comisia de acordare, că asta spunea domnul Dacian Dragoș, și comisia care i-a propus acordarea titlului de doctor, și comisia, a cărei componență o știm, și comisia de la CNAPU, a cărei componență nu o știm, pentru că este secretă și nu se face publică, aveau pe masă raportul softului antiplagiat, care este identic cu raportul de acum. O teză de doctorat necesită foarte multă documentare. Foarte multă, da. Și este greu de crezut că un politician de top are timp să desfășoare o astfel de activitate științifică. Sunt mult mai predispuse la vicii tezele unor oameni foarte ocupați și cu multe alte lucruri. Stă în arhive când stă și să facă studii comparate, când are de condus ministere, partide și altele. Chiar dacă, desigur, la momentul acordării titlului de doctor, personajul în cauză nu deținea toate aceste funcții pe care acum le are. Dar viața politică nu e un job part-time care să-ți permită și o frumoasă activitate academică. Profesorii universitari care într-un moment al vieții ajungeau și în importante funcții de conducere își obținuseră deja titlurile anterior și aveau câteva ore pe săptămână sau pe lună pe care, eu aș spune invers, viața academică nu are voie să fie un job part-time. Dacă ești acolo e restul, că te mai duci la o ședință de partid să îți spui cu părerea, poate să fie, da. Am avut ministru al culturii, rector universitar la o universitate de stat, avea o problemă cu acuzativul. Oferea de acuzativ ca Tăricianu pe vremuri de DNA. Cred că și făceau asociere, altfel nu-mi explic. E greu de crezut că poți să ai o altă prestație academică atunci când nu stăpânești nici limba română, asta minimală. Ce e domnul Buzeanu? Exact. Derivă din faptul că domnul pe care l-ați invocat, încerc să-mi aduc aminte cu Bâge, acela numele, era concomitent ministrul culturii și ministrul educației la un moment dat. A deținut ambele funcții, în timp ce era și rector. Și, adică o spectacularitate e... Ei sunt de toate. Mi-a atras atenția o afirmație a domnului Jucan, care cred că nu e doar o aberație. Cred că ascunde modul lor de a gândi și ceea ce așteaptă ei de la presă, ceea ce așteaptă ei de la efectul presei. Spune domnul Jucan, citat de pagina de media, după 24 de ediții, nu ai cum să rămâi cu o părere neutră. Adică noi asta trebuie, presa asta trebuie să genereze păreri neutre. Domnule, n-am înțeles nimic. Nu știu, nu îmi dau seama. Asta e. Da. Nu, asta cred că în cazul politicienilor, cred că în cazul politicienilor, părere neutră înseamnă a furat, dar a mai și făcut. Cam așa. Că asta e o părere neutră. Da, cam așa. E o diferență foarte mare între abordarea membrilor CNA, s-a văzut la vot foarte clar. Cei care au votat împotriva sancțiunii sunt foști jurnaliști. Oameni care au profesat și care înțeleg cu totul și cu totul altfel rostul acestei activități față de ceilalți care, sigur, în multe alte spețe i-am văzut cu opinii pertinente. Unii poate de bună credință au considerat acum că presa trebuie să lase
o impresie călduță, să lase o senzație de mediocritate. De o linie mediană absolută ar trebui să fie lăsată în urma emisiunii. Dar asta ne-a demonstrat nouă că acolo poate ar trebui să fie oameni care înțeleg natura acestei activități. Și o observație care mi s-a părut mie importantă. Sunt 3 voturi împotriva sancționării emisiunii pe motiv de prea mult bode. Cele 3 voturi vin de la oameni care, atenție, toți au profesat jurnalismul și care au fost propuși în CNA pe filiere diferite. Deci nu e lotul partidului X, instituției Y, că și guvernul și președinția au. Nu. Sunt oameni care vin din zone diferite și diferite ca culoare politică, să spunem. Deci poate veni din partea președinției și poate veni din partea unui partid politic care n-a dat președintele. Mi s-a părut relevant. Când oameni proveniți din zone diferite sau propuși de zone diferite ajung într-un final la aceeași concluzie și doar ei văd lucrurile în așa fel, cauți elementul comun. Și elementul comun a fost activitatea lor anterioară. Au profesat jurnalismul și au înțeles că scopul meu nu este să bifez la finalul emisiunii. Domnul ministru a fost contactat, dar până la această oră nu a răspuns invitației noastre și gata, ți-ai făcut datoria. Nu, scopul nostru este să obținem o reacție pentru echilibru informației de la cel despre care vorbim. Nu e o chestiune de rigoare matematică. E mai mult vorba despre a demonstra buna credință. Articolul 10. Da? O secundă. Bun. Din Carta Drepturilor Omului. Da? A fost invocată și de către Ectivoace. Vorbește despre dreptul presei de a exagera în anumite momente. Absolut. De a îngroșa tușele. De a forța un pic limitele. De ce? Pentru a genera o reacție de la un politician căruia este foarte ușor să ignore un subiect și care are și la îndemână o instituție care să te sancționeze pentru că tu ai continuat să vorbești despre un subiect pe care el ți-a transmis indirect că trebuie să-l depășești. A înțeles? Atitudinea domnului Jucan a fost următoarea. N-a zis nimeni să nu vorbiți despre plagiatul lui Bode. Da, gata. Cât o țineți așa? Lăsați să depășească momentul. E atitudinea aia de politician 90-ist care spune scriu-ați 2-3 ziare și mâine ne vedem de treabă. Se bazează pe memoria de scurtă durată a electoratului. Alegerile sunt în 2024. Scandalul a fost în 2022. Lăsați omul în 2023 să fie uitat pe problemele sale ca să poată fi votat. Părea așa că nu înțelegem un acord tacit între presă și politician. Fiecare joacă rolul. Voi mai lătrați din când în când, dar vin alegerile, gata. Oameni suntem. Deci, acum vreți să ne faceți probleme? Pare și atitudinea domnului Nicolae Bădălău. Când publică niște jurnaliști ceva despre el, reacția lui e, păi cauți cârcotă cu noi? Îți dăm noi cârcotă. Păi dacă nu mă înșel, în aceste 3 luni ați vorbit și de Nicolae Bădălău. Ați vorbit, chiar mi-amintesc pentru că acea emisiune am și văzut-o în care purtătorul de cuvânt al ASF a ieșit destul de tăvălit, ca să zic așa, din dialogul cu voi, pentru că nu a vrut să își dezvăluie venitul. Era unul dintre motive. Deci ei nu, pentru ei nu sare CNA în apărare, adică dar ce, pe domnul de la ASF puteți să-l tăvăliți și numai pe domnul Boden nu e voie? Sau la domnul de la ASF a fost suficient, a fost rezonabil, nu știu cum să zic, n-a pentru fost prea mult. Tocmai ca să demonstrăm că abordarea în cazul Bode nu este una particulară, una generală, noi am continuat subiectul despre ASF și despre ASF în general și despre directorul de comunicare al ASF, pentru că directorul de comunicare al ASF, care, atenție, a intrat în emisiune după ce am început să publicăm o serie de informații în direct spunând că e sfidătoare lipsa sa de reacție. El a fost contactat, toți sunt contactați, în principiu, toți sunt contactați înainte de începerea emisiunii, spre a-i confirma cu prezența. În cazul în care o discuție se duce într-o anumită zonă și dintr-una ajungem la un personaj, îl spunem în direct.
Pe domnul director de comunicare de la ASF l-am contactat înainte de emisiune, l-am invitat. A primit mesajul. Dar n-a răspuns. În timpul emisiunii am spus că l-am contactat, am spus că a primit mesajul, da? Că erau două bife pe WhatsApp. Primi mesajul, dar că nu vrea să intre. Și am prezentat tot subiectul, cu tot prejudiciul, cu tot scandalul City, cu tot efectul pe piața asigurărilor și am spus și cu toate astea, oameni plătiți, bine plătiți. Deci nu sunt oameni despre care să pot spune că la bani ăștia își fac treaba. Nu. Oameni foarte bine plătiți ne sfidează pur și simplu o instituție a statului, nu vrea să ne dea explicații. E incredibil, nu știu ce, ne-a revoltat. A sunat în regie, eram în avion, acum aud că vorbiți despre mine. Intră în direct și ne spune. N-am evitat niciodată dialogul. Dar eram în avion. Nu era în avion. Ba da, am avut telefonul. Tu n-ai avut telefonul închis. Ai primit mesajul. Ci vă rog, haideți că am intrat acum. A intrat pentru că am început să vorbim despre el. Ce ne-a deranjat pe noi e partea a doua a sfidării, pentru că dincolo de tonul extrem de elegant, și dânsul a fost jurnalist, adică avea oarecare abordare coerentă. S-a simțit deranjat când am vorbit de salariile de 1000 de euro de la ASF. Haideți, asta e o exagerare. De ce e o exagerare? Cât câștigați? E o informație publică. E, informația nu era publică. Și a doua zi am intrat pe site-ul ANI, am cerut de la ANI informații și am continuat subiectul. Sigur că l-am contactat, sigur că n-am mai răspuns. Sunt curios la o astfel de speță cum se poziționează CNA-ul. Exact asta spuneam. Deci eu am adus în discuție acest episod pe care l-am văzut cu ochii mei, ca să zic așa, da, în emisiunea voastră, pentru a discuta despre faptul că n-a fost numai despre domnul Bode. 3 luni de zile, 2 spații de emisiuni nu au fost numai despre domnul Bode. Bun, și nu au fost pe alt ton despre domnul Bode în raport cu tonul folosit la adresa altora. Păi să prezentăm edițiile în care am vorbit despre doctoratul domnului Tâlvăr. Iarăși, o serie de ediții în care am abordat subiectul Tâlvăr, inclusiv cu jurnalistul Sebastian Oancea, care a documentat subiectul, a mers în arhivă, a prezentat proba că domnul Tâlvăr invocă niște documente în doctoratul său, dar la acele documente nu ai acces decât mergând în arhivă, ori există o listă a celor care au consultat documentele și domnul Tâlvăr nu se găsește pe aia. Am prezentat și acest subiect, iarăși, în mai multe ediții. Și multe, multe altele. Domnul Bode e un 15% dintr-o ediție în cel mai fericit caz. Dar trebuie să admitem că în aceste 3 luni, cele 3 subiecte legate de domnul Bode, că nu l-am legat noi, nu l-ați legat voi, că spun noi că și eu am scris de, mi-au căzut mâinile despre cele 3 subiecte, nu noi l-am legat pe domnul Bode de aceste subiecte. Domnul Bode era miezul din dodoașcă, ca să zic așa, în toate cele 3. Asta e viața. Dacă nu-i place, demisia este oricând o opțiune pentru oricine. Cum a ajuns CNA-ul să judece această speță? Prin sesizarea domnului Bode, prin autosesizare? Cum a ajuns să mă așa? Cum deci e speța, pentru că teoretic printr-o sesizare unui cetățean. Adică un cetățean anonim a sesizat această speță. Vreau să fac o scurtă paranteză la întrebarea ta și să mă refer totuși la intuiția mea că domnul Bode este cel care a făcut această sesizare. E o intuiția mea, opinia mea. Eu cred că nu există fani admiratori ai domnului Bode de așa natură încât să urmărească și să fie de... Nu cred așa ceva. Și văzând totuși că, intuind totuși că e vorba de domnul Bode cel care a făcut această sesizare, stau așa și mă uit de aici înainte cu o stare de debusolare la ce urmează, pentru că noi avem în fruntea țării pe oameni care iau astfel de decizii considerându-le soluții. Am văzut domnul Bode în toate spețele pe care le gestionează cam ce soluție a găsit și totuși e o stare de mediocritate care se instalează pe orice speță până mâna domnul Bode. Inclusiv pe aceasta, ai niște jurnaliști care te deranjează. E de o mediocritate tot demersul acesta care până la urmă te debusolează, pentru că te gândești, oamenii ăștia gestionează tare. Sigur că și-au gestionat bucata asta lor de viață în care erau deranjați de faptul că se vorbea într-o emisiune. Și dacă și-au gestionat-o în halul ăsta, îmi închipui că și toate celelalte sunt gestionate de asemenea manieră. Adică pe mine mă încurcă, Ioana, și starea de mediocritate care e în țara aceasta. Mi-aș plăcut să existe un politician foarte versat care să facă, să găsească niște o cale cumva ca să oprească acest. Dar toată maniera asta de a opri subiectul acesta prin așa ceva, mie mi s-a părut defectuoasă și de natură să mă îngrijoreze în legătură cu ce urmează.
Nu, Radu, hai să fim sincer, dacă domnul Bode nu era genul de politician care să recurgă la sodomă anonimă, da, sau, mă rog, să aibă un cetățean revoltat de partea domniei sale, haide să păstrăm factual lucrurile, deși eu nu sunt sub incidența CNA în acest moment. Deci dacă domnul Bode era de altă factură, intra în emisiunea voastră și spunea, auzi, care e problema voastră? Care? Ce? Ia, hai! Aia, ziceți, ne luăm la așa, dăm de masă și unii și alții și asta e. Din moment ce a stat ca un șoricel ascuns în spatele telefonului și n-a vrut să intre, de ce ne-am mirat că a fost nevoie ca un cetățean revoltat să dea o anonimă la CNA? Eu zic că este o coerență perfectă a personajului și a situației. Da, aceeași discuție am avut o legătură cu doctoratul. Dom'le, această suspiciune care planează asupra acestui doctorat. Cum se rezolvă această problemă? Ducându-te la domnul Prelipceanu la emisiune cu niște foi, citind niște răspunsuri mediocre de pe o hârtie? Sau prezentând pur și simplu spețe din doctoratul tot? Dom'le, n-am nimic de ascuns, am acest doctorat. Haideți să dați-mi un profesor care să, nu știu, pe zona de energie, că acolo înțeleg că s-a desfășurat această spectaculozitate a domnului Bode. Dați-mi probleme, vreau să-mi prezint doctoratul public, dacă asta este problema. Eu sunt un om, domnul Bode este un om care are niște aspirații înalte în legătură cu statul român. Are, așa înțeleg, că n-are niște un plan de pe zi pe alta. Are un plan îndelungat cu țara aceasta. Eu unde stau? Să-ți rezolvi problema, nu așa o rezolvi. Blocând discuția, da, blocând discuția, ba în instanță, ba la CNA, ba... Nu așa o rezolvi. Adică în instanță? Planează în judecată? Va dați în judecată? Nu, se referă la discuția despre plagiat. Acum, este și de precedent. Domnul Ciucă a reușit să blocheze discuția despre doctoratul domniei sale în instanță, așa că pentru a nu folosi dublă unitate de măsură, nu putem considera că domnul Bode a revoluționat această metodă a închiderii subiectului la tribunal. Mă rog, domnul Ciucă a ajuns până la Curtea de Apel, domnul Bode n-a reușit încă. Problema cu această sesizare, care e de altfel legală. Absolut. Absolut orice cetățean poate sesiza acest for numit CNA, sub incidența căruia nu ne aflăm cu această discuție momentan. Pentru că în curând Consiliul Național al Audiovizualului va avea atribuții și în zona de online. Deci se va complica și mai tare discuția despre libertatea de exprimare în România sau libertatea presei. Să profităm, zic. Da, deci să exploatăm aceste momente. Deci a depus cineva această sesizare care vizează 24 de emisiuni desfășurate pe 3 luni. Raportul de monitorizare. Spectator fidel, altfel, remarc. Căruia îi mulțumim pentru atenția cu care ne urmărește constant. Raportul de monitorizare avea până în 200 de pagini. Că n-au scos chiar tot. Nu. Remarcabil telespectatorul acesta. Da. Înțeleg că monitorizarea a fost făcută prin serviciu specializat al Consiliului Național al Audiovizualului. Ne-a transmis asta. Președintele de ședință ne-a spus. Noi doar am fost sesizați pe aceste emisiuni. Dar era clar ce emisiuni. N-a fost un cetățean care a spus în octombrie până în decembrie tot, vreau tot să fie monitorizat sau să fie analizat. Nu, ne-a spus pe 1 și 3 octombrie. Pe 6, 8, 9, 11. Dar domnul și-a notat. Adică. Deci, profesionist. Asta nu, un telespectator fidel, da? Un telespectator fidel, profesionist, care știu să folosească foarte bine instituție statului. Asta e regulă. Niciun fel de problemă. Chiar ne-am bucurat că am urmărit pasaje din emisiunile noastre din ultimele 3 luni, pentru că i-am spus domnului Buzăianu, poate le cerem de aici, de la monitorizare, facem așa frumos un colaj și prezentăm un greatest hits despre domnul Bode. La final de an ar putea fi ceva util, că mai facem așa retrospective. Dacă ni le pune la dispoziție ce ne-au, sunt foarte utile, că până le găsim noi. Deci cineva foarte bine targetat. Nu e o problemă. E legal. E dreptul fiecărui cetățean, admirator al unui politician, admirator al emisiunii, critic al emisiunii, că poate nici nu e vorba despre domnul ministru, poate o antipatie la adresa noastră și ăsta a fost un pretext. Sigur, putem specula oricât într-o manieră
pușcălioasă, pentru că lucrurile sunt destul de clare. Există politicieni care depun sesizări, se simt lezați. Există membrii CNA care se autosesizează. Speța anterioară la care am fost prezenți la CNA a vizat autosesizarea unui membru în urma discuției noastre cu domnul Alfred Simonis. Despre Alfred Simonis am fost acuzați că vorbim prea mult. A, din nou prea mult. Deci e această poveste cu prea mult e... De către domnul Simonis. Am înțeles. Care îi considera inadmisibil să vorbim doar despre el. În continuu despre el. E o campanie la adresa lui. Eu aș fi vrut să-l invoc pe domnul Simonis, martor în ședința CNA, să spun. Ce ați zis, domnul Jucan? Vorbim doar despre Bode? Domnul Simonis, vă rog, aveți cuvântul. Deci noi vorbim doar despre Bode, doar despre Simonis sau doar despre orice alt politician care i-a deranjat că a fost invocat în emisiune mai mult decât odată. Că am înțeles că există această generozitate a omului politic. Odată te lasă. Vorbești odată ca niciodată. Nu e nimeni absurd. Dar și mâine și poi mâine, gata, depășim momentul. Deci tu ratezi un obiectiv de țară, dar vorbim odată despre asta. Tu ești acuzat de plagiatul unui doctorat, de furt intelectual până la urmă, dar vorbim odată despre asta. Deci asta e pedeapsa pe care și-o asumă el în spațiul public, aceea de a fi criticat într-o zi, dar cu limită. Despre domnul Spătaru, cred că am făcut cel puțin 60 de emisiuni, domnul Buzeanu. Să precizăm, totuși, e un personaj atât de șters încât domnul ministru al economiei, da? Domnul ministru, îmi cer scuze, așa. Noi vorbind, noi făcând emisiuni doar despre el, și doar despre el. Da, sunt convinsă că 90% din cei care ne vor citi sau asculta, vor ce cine? Ministrul Economiei. Domnul Spătaru, Ministrul Economiei. Despre Ministrul Economiei am vorbit desfășurat pe tot parcursul anului, în cel puțin 2-3 emisiuni pe săptămână, din mai multe motive. Într-o primă fază era un personaj greu de explicat, în condițiile în care, în discuțiile noastre cu reprezentanții PSD, inclusiv purtătorul de cuvânt al PSD, nu reușeam să obținem informația dacă e membru PSD sau nu. Nu se putea stabili. Nu știau dacă e de la ei din partid. Ministrul Economiei. Bun. În al doilea rând ne-a interesat ca personaj pentru că a venit ca a doua variantă după domnul Cumelnicu, despre care noi știam doar că e fost jucător de fotbal din Liga a doua, dat afară pentru un blat, ceva de genul ăsta. Deci jucător de Liga a doua, blătuitor, refuză și vine domnul Spătar. Tu unde joci, domnule, la Divizia Onoare? Ce ai făcut? Bun. Mergem mai departe. Prezentăm modul în care gestionează Romaero. E un dezastru la Romaero în momentul de față. Oameni care nu și-au primit salariile luni de zile. Personal redus la 25% din ce era în urmă cu un an și jumătate. În continuu vorbim despre domnul Spătaru. În continuu îi dăm domnului Spătaru mesaje. Le-am și prezentat. Îl sunăm și în direct. Diferența între domnul Bode și domnul Spătaru e că domnul Spătaru îl mai răspunde la mesaje în felul următor. Sunt în avion, nu pot. Sunt în mașină, nu pot. Sunt într-un submarin, nu pot. Deci ne răspunde doar atunci când poate să invoce o scuză pentru a nu interveni. Și înțeleg că domnul Spătaru nu sunt telespectatori fideli care să urmărească emisiunile despre domnul Spătaru. Nici telespectatori fideli n-a reclamat. Asta e, deci numai la domnul Spătaru s-a întâmplat fidelitatea. Nu. Dar s-a vorbit, cred, mai mult adunat pe parcursul anului despre Ministrul Economiei decât despre Ministrul de Interne. Despre Ministrul de Interne s-a vorbit mult mai concentrat în ultimele 3 luni pe motiv de Schengen și scandalul plagiatului și scandalul BMW-urilor. Dar per total, pe domnul Spătaru, de exemplu, ar trebui să ne și mulțumească în direct, prin telefon cu șeful ANI, un alt cetățean care nu răspunde la telefon, domnul șef al ANI, domnul Moise de la ANI, nu răspunde la invitații. Singurul mod prin care am reușit să-l păcălim, să intervenim în direct, a fost să-l sunăm în direct. Nu știa cui răspunde. A zis, sigur, dar vă sun eu. Nu. Haideți că intru mâine. Nu. V-am prins, nu vă mai dăm drumul, că știm că nu mai intrați. Și să-i prezentăm declarația de avere a domnului Spătaru completată greșit. E, și a completat-o aici corect după câteva zile. Deci am avut și un rol de stat, de sanitarul pădurilor, am fost domnul Buzeanu. Spuneți. Aici e important de menționat de ce e o problemă cu această amendă de la CNA dată în maniera asta. Pentru că setează cumva un precedent și probabil că domnul Spătaru, urmărind desfășurarea aceasta, se va gândi, dacă s-a putut bloca sau se poate bloca un subiect
de maniera aceasta la CNA. Păi același lucru trebuie să facem noi și va aduna echipa sa de comunicare, faceți aceste demersuri, un cetățean, găsiți un cetățean anonim care să facă o sesizare și în felul acesta probabil va continua această chestiune și va fi un fel de a bloca discuția din spațiu public. Mi se pare potențial jurnalistic, Ioana, și sigur că acum spun pentru oamenii care ne urmăresc, nu pentru tine, să urmărești un subiect. Adică urmărirea subiectului este un argument în favoarea jurnalistului, nu împotriva lui, faptul că își urmărește subiectul. Și nu vine, spune ceva și apoi trece a doua zi ca și când nu s-a întâmplat nimic. Mi se pare important în legătură, de-aia mă îngrijorează pe mine întâmplarea asta, pentru că pare a fi de aici înainte un mod, înainte de acel an cutremurător electoral care ne urmează, mi se pare un mod de a bloca discuția care te deranjează. Și de a genera... Și de a genera autocenzură, pentru că este posibil ca alți jurnaliști, poate mai temători vis-a-vis de reacția postului la care lucrează, postului amendat, decât sunteți, ați fost voi, să se gândească de două ori și să zică, dar de ce să mi-aprinde o pe în cap? Ia las, am vorbit tot, da, bun, gata, m-am vrut, la revedere, adică exact ceea ce se dorește. Jurnalist la alibi. Se face jurnalist la alibi, pentru că nu știu dacă există vreo instituție de presă care să nu fi anunțat la un moment dat, anunțat subiectul plagiatului Schengen în achiziția de BMW-uri. Dar nu cred că rolul nostru este să înștiințăm că, să știți că undeva e o problemă la doctor, se discută despre doctorat și trecem mai departe. Nu, noi, ca să revin la un alt exemplu. Tot referitor la domnul Spătaru, că poate are idei acum. Noi am încercat să-l contactăm inclusiv în momentul în care, pe surse, știam că a fost numit de către Ministerul Economiei la ieșir, e cu cazane, cu control, cu nu știu o instituție de asta, inspectorat de stat este, un cetățean controversat. Presa locală scrisese ceva... Mai fac și noi informații, le-am prezentat. Am încercat să-l contactăm pe ministru, să-i spunem că personajul în sine e unul controversat și în branșă și sunt și informații despre domnul sa. Nu s-a putut face subiectul. Am revenit pe subiect. Probabil suntem amendabili. Dar ce e important de precizat e că doar câteva luni mai târziu, acest cetățean făcea un acord de recunoaștere cu procurorii anticorupție și primea o pedeapsă cu suspendare. Acum, având toate aceste informații, am exagerat noi insistând pe un subiect? Dacă cetățeanul în cauză nu ar mai fi fost numit sau ar fi fost revocat din funcție, s-ar mai fi ajuns în momentul în care să recunoască că a luat șpagă, că a dat șpagă, că a invocat numele ministrului la anumite ședințe și deci să facă acest acord de recunoaștere, să-și recunoască vinovăția. Poate dacă ministrul ar fi intrat într-un dialog, persoana în cauză n-ar mai fi ajuns în punctul în care să poată săvârși infracțiune. Dar pe ei nu interesează absolut nimic. E o atitudine de superioritate a omului politic și e chiar nejustificată, având în vedere calitatea, în medie, a politicianului român. Dacă în Statele Unite ar fi existat CNA, probabil că președintele Nixon își termina liniștit mandatul, deoarece am fi vorbit o singură dată despre a era voie odată. Odată. Bun, care sunt efectele asupra voastră? Pe de o parte, ați avut, care a fost reacția postului, de susținere, de tragere de urechi, de nu știu, plaja poate să fie largă. Și ce efect are asupra voastră psihologic, de oameni, de jurnaliști? Vă inhibă, vă enervează, vă face și mai răi? Acum noi sigur că avem o abordare personală, dar avem și una generală, în sensul că avem și locuri în care suntem într-o concomitență și locuri în care fiecare, mă rog, gestionează fiecare cum știe emoție. Da. Ce pot să spun Ioana este că în mașină, ascultând deliberările membrilor CNA, la un moment dat m-am uitat la Răzvan și am întrebat, domnule, mai vorbim despre Bode? Adică am avut o reacție de asta instinctuală asupra evenimentului, în sensul că văzând felul în care se pune problema și intuind că de aici înainte, dacă primim o amendă, până la urmă o amendă este și un avertisment, după aia amenda următoare poate să crească în quantum. Adică nu poate să-ți dea de două ori aceeași amendă, după aia pentru faptul că ești recidivist. Crește după aia, ești recidivist, ești un om care n-a fost disciplinat de această prima amendă și atunci poate că aici intervine ceea ce menționai tu mai devreme,
o oarecare cenzură personală a omului, autocenzură. Nu ajungem, doamne, iartă-mă, la niște amenzi fabuloase făcând același lucru, pe aceleași articole de lege. Aici este o chestiune pe care sigur avem în vedere. În schimb, trebuie să menționez faptul că postul B1 TV este alături de noi, adică ne-a susținut, nu s-a pus problema unei urecheri sau ceva de genul acesta. Nu, numai că nu s-a pus problema unui reproș, ba mai mult decât atât, postul ne-a confirmat ceea ce credeam încă dinainte de ședința CNA, că ne-am făcut treaba în mod corect. Și conducerea postului a fost alături de noi și înainte și după această sancțiune, dovadă și pe site-ul televiziunii, materialele sunt prezentate, punctul nostru de vedere este susținut. Nu, deci nu s-a desolidarizat absolut nimeni în ceea ce ne privește. Ba mai mult decât atât, este atitudinea generală a postului de a nu bloca subiectele la presiune politică. În buletinele noastre de știri se vorbește despre domnul ministru în continuare. Acum, problema cu autocenzura este următoarea. Nu te sperie un for politic care spune că vorbești prea mult despre un om politic. Dar te gândești ce instrumente ai pentru a sancționa instituțional un derapaj al unui astfel de for politic. Pentru că noi considerăm că a fost un derapaj. Noi considerăm că libertatea de exprimare a fost încălcată și noi am văzut acolo câțiva oameni stânjeniți de faptul că trebuie să găsească ceva. Ce înseamnă trebuie? De unde acest trebuie? Deci, la modul, senzația este că domnul Jucan, care a condus ședința, este, desigur, propus de Partidul Național Liberal. A mai fost membru al CNA, a demisionat în urma unor acuzații de corupție. Au existat niște acuzații de corupție adresa domniei sale, după care am plecat la Cluj, unde a funcționat ca purtător de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, și apoi s-a întors la București din nou membru CNA. Și mi s-a părut interesant cum unul dintre punctele pe agenda domnului președinte de ședință Jucan a fost subiectul grupului de la Cluj. Ne întreba domnul Jucan care sunt informațiile pe care ne bazăm noi, invocând un articol de opinie, o teorie publicată de un jurnalist controversat de altfel, de la Cluj, de Liviu Alexa, cu privire la conflictul dintre mai multe aripi ale grupului de la Cluj. Și ne întreba grupul de la Cluj. Cred că știți că există grupul de la Cluj. După care am explicat, domnule, noi nu cităm doar Liviu Alexa, noi cităm mulți jurnaliști cu surse sau cu teorii. A, bun, că acum vine un material dintr-o zonă care nu ți este prietenă. Am înțeles, te deranjează profund. Dar noi cităm material la fel de incisive. De la Dan Tapalagă, de la Ioana Dogioiu, de la Cristian Pantazi, de la Cătălin Tolontan. Deci nu evităm nicio zonă jurnalistică acolo unde identificăm ceva ce ar putea fi speculat. Că nu-ți place personajul X din presă sau din politică, asta e o chestiune de gust, sau mai mult decât atât poate fi și rezultatul unei analize obiective. Dar vorba domnului Buzăianu, că îi place să o repete în emisiune constant, și un ceas stricat arată de două ori ora corect. Și un jurnalist pe care îl poți considera lipsit de credibilitate poate veni cu o informație din interior. Că e o reglare de conturi, că are de plătit o poliță. Dacă informația lui e una validă, ea trebuie prezentată. Asta a fost o chestiune. De ce spun că oamenii păreau stânjeniți? Pentru că faptul că au votat pentru sancționarea noastră 7 și au deschis gura 2. 5 dintre cei care au votat pentru amendarea noastră nu au avut nicio întrebare, nicio observație, absolut nimic. Mărturisesc că, ne uitându-mă atent pe ecranul monitorului, pentru că mulți erau în regim de teleconferință, unii nu știam că au participat la ședință. Aveau închis camera, adică nu se vedea foarte clar. Doi oameni au vorbit dintre cei care au votat
împotriva noastră, împotriva libertății noastre de exprimare, și doi dintre cei trei care au votat pentru nesancționarea noastră. Deci în tabăra celor care s-au opus acestei amenzi, acestei sancționări, eu nu vreau să vorbesc despre amendă neapărat, pentru că nu vreau să pară că e vorba de o chitanță. Nu vreau să se ducă discuția în zona unei sancțiuni pecuniare. Și precedent. E vorba, da, despre un mod de abordare, pentru că acum poate fi invocat acest precedent. Deci noi, în momentul de față, trebuie să avem în vedere, sau cel puțin asta și imaginează CNA-ul că vom face, trebuie să avem în vedere riscul unei amenzi. Când? Când se vorbește prea mult, când se insistă prea mult. Când presa, ținută în lesă, se duce un pic prea departe. Deci lesa trebuie să aibă o anumită lungime pe care nu să o cunoști. Ai tras în muncile, s-a te-ai dus mai departe? Sancțiune, amendă, nu e niciun fel de problemă. Eu te întrebam de ce, că erau stânjeniți, am înțeles de ce, dar ai spus că trebuie să dea o sancțiune. Da. Ce înseamnă acest trebuie? Trebuie convingerea noastră că a existat o presiune, atenție, este o opinie, nu o informație, că ne-a atras atenția CNA-ul, că a existat o presiune, nu știu dacă directă sau auto-indusă, pe filieră politică. Noi am avut convingerea că oameni care caută motive spre neamenda, nu caută răspunsul la întrebarea trebuie sau nu trebuie amendată emisiunea. Asta a fost atitudinea pe care, cu care ne-au nu neapărat primit, că la început lucrurile au mers într-o direcție bună. Imediat, Radu. Dar faptul că anumite lucruri au fost aduse în discuție după ce am plecat, lucruri la care noi puteam răspunde fără niciun fel de problemă, ne-a demonstrat că nu căutau neapărat răspunsuri. Căutau articole de lege. La un moment dat era o burtieră care alătura o declarație a ministrului de interne și situația accidentelor de pe șoselele patriei. Și critica la adresa noastră a fost această alăturare. Doamne, e clară intenția. Orice se întâmplă rău, trebuie oarecum legat. Haideți că nu, adică până și aici. Dacă această observație a fost formulată de față cu noi, am fi explicat că acea burtieră, acel titlu de pe ecranul televizorului a fost dat după ce ministrul a organizat o conferință de presă cu subiectul accidentelor de pe drumurile publice. După ce a anunțat setul de măsuri pe care îl va implementa pentru a opri accidentele. Deci, pur și simplu, nu era interesat de ce se întâmplă. N-a urmărit pasajul din emisiune. Doar a mai găsit ceva. Ne-a fost atras atenția și asupra discuției de la 1 decembrie. Când unii dintre cei prezenți acolo la paradă au avut ținute, am zis noi nepotrivite. Dar ne-am dus și în zona de Nicu Șortan. Domnul Buzeanu l-a comparat cu maestru Grigore Leșe. Adică pălăria era similară. În cazul domnului Bode, o pufoaică neinspirată. O pufoaică ce nu-ți transmite un mesaj de om sobru la Ziua Națională a României. Asta părea... sunt evident chestiuni de opinie. Adică mie putea să-mi placă pufoaica domnului Bode. Asta e. Semăna cu cea. Și pălăria domnului Nicu Șordan. Deci acum am ajuns atât de departe. Radu, voi mai devreme să spui, să intervii. Da, o scurtă mențiune aș vrea să fac ca să consolidez ce spunea Răzvan și rămân pe zona asta rutieră. Atmosfera era ca și cum un polițist te trage pe dreapta, nu pentru că pui în pericol într-un fel sau altul viețile celor din jur sau circulația sau situația rutieră, ci te trage pe dreapta și începe să te întrebe de triunghi reflectorizant. Dom'le, legislație scrie că ești dator să ai așa ceva. De aia să vedem trusa medicală. Bun, deschideți trusa medicală să vedem dacă aveți toate instrumentele necesare acolo sau aveți doar cutia. Da, văd că aveți și asta și asta. Ia să vedem farurile, spate, față. Senzația era că eram la rar. Senzația nu era că era un control rutin, ci dom'le, să vedem dacă mașina poate funcționa. Venea o evaluare pe întreaga carieră. Cam asta, dom'le, funcționează mașina, merge... Ce am înțeles eu de la Răzvan, evaluarea rară a continuat și după ce mașina plecase din serviciu, adică ei tot evaluau, dar mașina nu mai era acolo. Merg farurile, nu, nu, merg, dar, nu că nu, nu le vedem, păi, nu mai e mașina. Bun, și ca să... Că nici nu fac când e. Ca să încheiem cu... Problema e că le-a dat și o piatră în far. Asta a fost și apoi ne-a reproșat că-i spart. Asta m-a deranjat. Și n-ai far, balam!
Nu-l mai ai. Asta a fost, de fapt, ceea ce ne-a nemulțumit pe noi. Dar, mă rog, înțeleg că e un demers, că asta a fost și mesajul de la unii colegi, dar fix cu CNA-ul nu vom mai certa seara. Și acum ce ar trebui să facem? Ce ar fi trebuit să spunem unei instituții care, din punctul nostru de vedere, a încălcat și niște principii constituționale ale libertății de exprimare, ale libertății presei? Ce ar trebui să spunem? Asta e situația. Bine că au fost doar 10.000 de lei, bine că n-a fost mai mult, bine că nu ne-a suspendat emisia. Păi nici n-aveau cum momentan, pentru că trebuie niște etape parcurse. Da. Dar eu cred că dacă acest subiect se va dilua, în anul electoral, quadruplul electoral 2024, o să fie mai ușor de făcut echilibristică decât jurnalism în țara asta. Și pentru asta foarte importantă este reacția presei, reacția Breslei. Care a fost reacția Breslei? Cum ați perceput-o voi? Situație. Nu vorbim aici de Radu și Răzvan, vorbim de situație, de sancționarea pentru prea mult. Eu vreau să fiu foarte scurt. Am fost surprins pe de-o parte de reacția unora dintre colegi, în sensul că nu mă așteptam de la ei să aibă o reacție, și am fost surprins și de lipsa de reacție a unora dintre colegi, în sensul că mă așteptam exact la ei să aibă o reacție. Sigur, e în desfășurare. Aștept să văd dacă li se pare important în acest moment, pentru că nu e doar despre noi. Aici nu e o chestiune care are legătură cu această emisiune, ci cu un act de abordare. Jurnaliști prieteni care au reacționat. Ce m-a surprins e că au fost și jurnaliști neprieteni care au reacționat, care au avut un punct de vedere. Și asta mi-a demonstrat că inclusiv în momente în care există niște antipatii umane între doi colegi de profesie, subiectul e mai important. În sensul în care nu a fost o compătimire a unor prieteni ce au pățit, și a fost o compătimire a unei situații. Uite ce se poate întâmpla în România. Problema, din punctul meu de vedere, e și mai gravă. Merge o amendă. Merge o amendă de 10.000 de lei când se vorbește prea mult. Poate data viitoare vom vedea dacă merge o amendă de 100.000 de lei. Sunt și astfel de amenzi. Au fost aplicate amenzi mult mai mari. Că una dintre reacții care pe noi ne-a supărat profund a fost aceasta. Alții au luat amenzi și mai mari. Problema nu e dreptul CNA-ului de a amenda. Problema nu e dreptul CNA-ului de a sancționa un derapaj jurnalistic. Problema e când se inventează un derapaj jurnalistic în interes politic spre a limita libertatea de expresie. Eu am mai avut cum se le numesc, domnul Buzean? Am mai avut incidente cu CNA-ul. Eu am mai fost sancționat. Doar eu. Domnul era nevinovat acolo. Era de o nevinovăție demnă de o cauză mai bună. De ce? Pentru un derapaj de limbaj. Eu am primit nupă. El a fost... Domnul Buzean a fost dezinținat de data aceasta de CNA. Da, domnul. Sunteți la primul eveniment. Eu am mai fost sancționat. Chiar mai mult decât atât. Pentru că într-un dialog cu un primar de comună, am folosit niște expresii neplăcute. Ba mai mult decât atât, am numit o soție de infractor și am spus că dacă închide telefonul, emisiunea va deveni un linșaj. Am uitat să spun linșaj mediatic, motiv pentru care am fost acuzat de foarte multe rele. Ce se întâmplase acolo? Se atribuiau pe stare de urgență 50.000 de euro într-o comună pentru un festival care nu se putea desfășura. De către cine? De către doamna primar, nevasta fostului primar cu 3 mandate, condamnat între timp definitiv, fugit în Parlament pentru a nu fi arestat preventiv în timpul desfășurării anchetei, revenit ulterior în funcția de primar. Mi s-a părut că și personajele și subiectul merită o incisivitate. Dovadă, după emisiunea noastră, au anulat licitația. Dar eu am fost amendat pentru derapajul de limbaj. În regulă, deși acolo mi s-a părut că mă desfășor în interesul unei cauze corecte, am acceptat că poate cuvintele n-au fost cele mai potrivite. N-am acceptat cuantumul amenzii, a fost rușinos, adică era ceva sfidător la adresa bunului simț, având în vedere contextul și modul absolut malițios în care au încercat să transforme o reacție nervoasă, e drept, dar în ceva mult mai mult. Dar nu despre asta e vorba. Deci, acum nu ne-am găsit... Ce? Ce a zis? Ce a zis domnul Buzearu? În terorism. Da, s-a fost termenul folosit. Da,
Acum, în schimb, nu există nicio urmă de vinovăție, nu se pot agăța nici de faptul că, deși am spus adevărul despre domnul Bodecă, nici pe subiectul ăla n-am mințit cu absolut nimic, limbajul folosit a fost nepotrivit. Nu, limbajul a fost adecvat unei emisiuni de satiră politică. N-a putut fi sancționat. Subiectele au fost de interes public. Păi spune domnul Jucar în încheiere, sigur că subiectele nu sunt de evitat. Sau cum a zis domnul Buzean, nu că a avut mai rău formularea. Adică părea ceva de genul că sigur că se poate vorbi despre ele. Dar nu prea mult. Ca un pasajul. Intervină puțin cu niște comentarii utile până găsesc eu pasajul, că e important. Așa am zis, sigur că subiectele nu sunt de neadus în spațiu public. Deci, nu sunt de neadus, sigur că... Asta era terminologia de care s-a întrebuințat. Sigur că nu sunt de neadus. Deci, cumva ne găsau o circunstanță. Sigur că dacă un politician e acuzat de plagiat, sigur că poate e normal să se vorbească un pic despre asta. Abordarea. Și o altă problemă scurtă, paranteză, mi se pare că ar fi o greșeală să întindem toată discuția pe toți membrii CNA-ului, pentru că de-a lungul istoriei am avut niște discuții rezonabile acolo și mi se pare o nedreptate care li se poate întâmpla unora dintre oamenii rezonabili de acolo. Simt nevoia să precizez chestia asta. Răzvan, dacă ai găsit pasajul. Sau... Nu-l găsesc aici, că nu a pus stenogramă. Așa e cum spun eu, mi-aduc aminte bine. Mai zi-l o dată, te rog frumos. Da, nu sunt de, sigur că subiectele nu sunt de neadus în spațiu public sau în discuție. El spunea că nu ne condamnă neapărat că le-am adus, că merg discutate. Deci nu erau cele mai importante subiecte pentru agenda publică. Erau subiecte, nu erau de neadus. Erau absolut de ignorat. Merge să vorbim și despre aderarea la spațiu Schengen. Sau mai bine spus, neaderarea la spațiu Schengen. Adică încerca să se prezinte și ca un fel de un om înțelegător, e un prieten al libertății de exprimare. N-a zis nimeni că ar fi trebuit să evitați subiectele astea. Deși mă așteptam și la continuare astea. Deși altceva n-ați găsit de comentat. Deci acolo s-a mers mai departe. S-a intrat într-o politică editorială. S-a intrat în politica editorială a unei emisiuni. Îmi spune un om numit politic cât să vorbesc despre șeful partidului care l-a numit în CNA, că despre asta e vorba. Domnul Jucan, propunătorul de amenzi, este numit de Partidul Național Liberal în CNA. Partidul Național Liberal în momentul de față l-are președinte pe domnul Nicu Ciucă și secretar general pe domnul Pode. Și ne spune domnul Jucan că, sigur, subiectele nu sunt de neadus în spațiu public. Eu credeam că subiectele sunt obligatorii pentru orice fel de jurnalist cu o agendă publică relevantă. Deci nu s-a pus acolo problema să fie respectat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și libertatea jurnalistului de a exagera. Noi nici n-am ajuns în punctul în care să exagerăm. Noi am fost în punctul în care am menținut viu un subiect pentru că el trebuie dezbătut și în continuare. Despre Schengen ar trebui să vorbim și acum. Despre doctoratul domnului Bode, care e concluzia? Da, eu sunt sub incidența CNA la Europa FM și numai ce am făcut o emisiune despre Schengen. Eu zic, nu știu ce să zic acum. Pericol! Nici eu nu știu ce să zic. Și am vorbit și de Dr. Bode în emisiunea aia, să vedem care va fi urmarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Noi mulțumim foarte mult. Vom urmări în continuare ce se întâmplă, ce să zic, și bineînțeles vom urmări Bună România. Să vedem. Ce mai exagerați? Ce mulțumim faceți? Și noi vă urmărim. Vom asculta Europa FM și vom urmări Spot Media. Mulțumesc de asemenea.